Îndemn pe fiecare, la orice vârstă, să-și îndeplinească visul. Cazul meu, folclor și gastronomie. Succes tuturor! Noi ne avem unii pe alții și la greu sărim ca frații. Lume dragă, lume, lume draga mea. Viața asta e tare grea, de n-o ai pe nimeni nea. Lume dragă, lume, lume draga mea. Eu am și surori și frate, la greu are cine mă scoate. Lume dragă, lume, lume draga mea. Da, vreau să vă spun din copilăria mea, așa cum v-am spus că am iubit folclorul autentic. Îmi plăceau foarte multe cântece, foarte multe doine, adică toate, dar eu fiind mic, nu, unele satire nu le înțelegeam și era un cântec despre urât. Iar eu, urât pentru mine însemna un om urât, dar de fapt era sentimentul, iar cântecul era o satiră și mi-a plăcut atât de mult că de câte ori îl auzeam la radio, îl ascultam și imediat l-am învățat foarte bine. Și aș putea să vă fredonez și eu acum un pic din cântecul pe care mi-a rămas imprimat din copilăria mea. Of, urât și iar urât, boală fără crezământ, măi. Oare știi, oare cine, cum să fac să scap de tine? De urât mă culc de vremi, el e alăturea și gemi. De urât în zori mă scol, el s-arată de sub țol, măi. De urât mă duc în târg, el să țâni după gât, măi. De urât mă duc în lumii, el să țâni scai de mine. Și-apoi stau și mă gândesc, că-așa-i traiu ominesc, măi. Cu urâtul și să țâni după mine ca un câine. Mă numesc Dorin Iftime, sunt din comuna Oțelen, județul Iași, am 45 de ani și iubesc folclorul de mic copil. Am iubit folclorul de mic copil, mi-a intrat în, să spun așa, în sânge. Mi-am dorit să ajung pe scenă, mi-am dorit să cânt pentru oameni. Îmi plăcea ceea ce vedeam la artiștii mari și anii au trecut, mi-a plăcut, am păstrat în inimă și chiar dacă mai târziu, tot am reușit să ajung în fața publicului și să prezint folclorul autentic, folclorul adevărat și să prezint, să reprezint comuna și satul meu cu mândrie, oriunde sunt invitat și unde am ocazia să ajung. Cine mă scoate, lume dragă, lume, lume draga mea.